Pe data de 1 octombrie 2020, NASA a anunțat că va trimite în spațiu, pe Stația Spațială Internațională, o toaletă spațială care, în perspectivă, va înlocui probabil actuala toaletă folosită pe Stația Spațială Internațională. Este vorba de o toaletă realizată din titan, care costă 23 de milioane de dolari și va fi trimisă în spațiu pentru o testare sau pentru testări care vor dura o lună. În cazul în care testările vor arăta că această toaletă este bună, corespunde scopului pentru care a fost realizată, va fi folosită și în cazul misiunilor Artemis, care urmează în viitor să trimită noi astronauți pe lună. Ce are deosebit această toaletă? Este vorba de o toaletă care poate fi folosită de astronauți indiferent de sex, pentru că actuala toaletă spațială, folosită de peste 30 de ani pe Stația Spațială Internațională, este, sau mai bine, s-a fost concepută în mod deosebit pentru astronauții bărbați, iar astronauții femei se adaptau foarte greu pentru utilizarea acestei toalete. Deci, o toaletă spațială în viitor.